Am convocat astăzi această videoconferință, fiindcă, după părerea mea, este nevoie de această discuție pentru a transmite câteva informații și pentru a auzi de la dumneavoastră cu ce probleme vă confruntați în spitalele pe care le conduceți. Sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate pentru cetățean. Ne aflăm acum într-un moment de criză majoră în care, vă spun drept, trebuie să ne descurcăm cât se poate de bine cu ceea ce avem. Din fericire, în România sunt în continuare medici și farmaciști, cadre medicale, profesioniști care sunt 100% dedicați salvării pacienților. Ei sunt cei care fac sacrificii extraordinare în aceste momente, sunt în prima linie a luptei cu acest virus periculos, plecând de lângă familiile lor pentru a se pune în slujba pacienților. Stimați manageri de spitale, știu că vă confruntați cu probleme reale în contextul acestei situații epidemiologice, iar presiunea pe sistemul sanitar este foarte mare, suntem conștienți. Cu atât mai mult, în acest context, trebuie să vă canalizați toate eforturile pentru asigurarea în timp real a tuturor condițiilor pentru garantarea serviciilor medicale către pacienți. Atenție cu protejarea în egală măsură a personalului medical. Ca atare, vă rog să asigurați protejarea medicilor și a personalului medical. Faceți tot ce este necesar pentru a le asigura echipamentele. 2. Testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută. Vă spun că sub nicio formă nu trebuie să mai avem situații revoltătoare precum cea de la Spitalul Județean Suceava sau de la Spitalul Gerota sau mai nou Spitalul Sfântul Ioan din București. De asemenea, este imperativă dotarea de urgență cu echipamente de protecție și dezinfectanți necesari. Achiziția unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Vă rog foarte mult să identificați toate sursele de achiziție în contextul în care s-au stabilit spitalele care vor fi implicate în diferite etape în internarea și tratarea pacienților COVID-19. Este necesar să transmiteți ordine clare către angajați privind utilizarea mijloacelor de protecție, să vă informați asupra substanțelor care trebuie achiziționate, asupra sumelor care v-au fost destinate de la Ministerul Sănătății și a procedurilor de achiziție. Asigurarea unui număr corespunzător de paturi de ATI și stabilirea circuitelor funcționale este extrem de importantă. Vă rog să realizați instruirea personalului și să informați în timp util asupra procedurilor pentru prevenirea infectării în unități spitalicești, ca și asupra protocoalelor de diagnostic și tratament pentru COVID-19. Aceste măsuri, evident, trebuie să fie asigurate nu doar de dumneavoastră manager, ci sub coordonarea strictă, clară a Ministerului Sănătății. Este foarte important să asigurați programul în ture pentru evitarea riscului apariției unor stări de epuizare fizică și psihică a cadrelor medicale. Este nevoie să amenajați zone de triaj în toate unitățile de asistență medicală și de urgență pentru identificarea timpurie, izolarea și îngrijirea pacienților. Trebuie să acoperiți deficitul de personal în condițiile instituite de decretul prezidențial, cu posibilitatea angajării de personal medical. Puteți să apelați la voluntari, la studenți, la cadre militare medicale în rezervă. Un lucru
extrem de important este stăpânirea de sine. Evitați panica. Asigurați un climat de lucru plăcut la nivelul spitalului cât se poate în aceste condiții de criză, care dă încredere și pacienților, dar și personalului medical. Este esențială o bună comunicare cu autoritățile, cu toți angajații, dar și cu pacienții. Și pacienții vor să știe ce se întâmplă. Mă bazez pe calitățile dumneavoastră managereale și umane. Este o luptă contra timp, cum n-am avut niciodată până acum. Trebuie acționat rapid, este nevoie de adaptabilitate, de eliminarea oricăror obstacole rigide, birocratice, care pot bloca adoptarea unor măsuri absolut necesare. Ca măsură preventivă, și aici mă adresez dumneavoastră, domnule ministru Costache, facilitați în primul rând medicilor de familie, dar și medicilor din alte specialități, ca aceștia să poată acorda consultații de la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, în condiții de siguranță, acelor pacienți care nu necesită neapărat deplasarea la medic. Este foarte important, în special pentru persoanele peste 65 de ani, chestiune pe care am discutat-o acum câteva ore și în ședința pe care am avut-o împreună. De asemenea, domnule ministru, grăbiți procedurile care să permită reglementarea urgentă a consultației la distanță, a posibilității transmiterii rețetelor prin mijloace electronice, chiar dacă se impune a suspendării cardului de sănătate. Măsuri care să ofere un cadru legal medicilor să facă aceste lucruri. Este esențial să avem elaborat un plan în scenariul în care sistemul medical va fi pus sub presiune de un număr foarte mare de persoane infectate cu coronavirus. Este un scenariu extrem, știu, pe care nu ni-l dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiți. Am luat și luăm în continuare toate măsurile de prevenție, de restricționare care se pot lua pentru a îngrădi răspândirea virusului. Dar sistemul de spitale trebuie să fie pregătit pentru absolut orice scenariu. Am văzut ce s-a întâmplat în alte țări, unde oamenii poate nu s-au pregătit chiar din timp și au apărut probleme majore. Deci, pe scurt, repet, este bine să fim pregătiți pentru orice scenariu. Am lăsat acum pentru final câteva chestiuni mai aplicate, dacă vreți, mai tehnice. Experiența internațională, dar și situațiile înregistrate în țara noastră, arată că personalul medical este cel mai expus infecției cu coronavirus. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Ca atare, cadrele medicale, și vorbesc de medici, asistente, farmaciști, personal din laboratoare, alt personal care duc greul în această luptă cu coronavirusul, trebuie protejate cu prioritate prin toate mijloacele posibile. Prin redirecționarea echipamentelor și materialelor sanitare către medicii și asistentele care luptă în prima linie și asigurarea cu celeritate a unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Știu că în unele spitale încă lucrurile nu sunt lămurite, dar știu la fel de bine că prin grija guvernului se fac achiziții în aceste ore pentru a veni în sprijinul personalului din spitale și în ședința pe care am avut-o cu premierul și cu miniștrii în această dimineață, am discutat lucrurile și veți avea în foarte scurt timp tot material de care aveți nevoie.
Altă chestiune, prin amenajarea unor zone de triaj în toate unitățile de asistență medicală, puteți să îmbunătățiți net fluxul prin instruirea personalului medical asupra procedurilor pentru prevenirea infectării la nivelul spitalelor, repet, pentru a preveni situații inadmisibile, cum am avut în zilele acestea în unele spitale din România, din păcate. Iar prin asigurarea unui program de lucru care să protejeze personalul medical de riscul apariției unor stări de epuizare fizică și psihică, veți putea să faceți față acestei crize până când ea se termină. Și se va termina și va depinde de noi toți câți români vor fi feriți de această infecție. La fel cum depinde și de oamenii simpli să se izoleze, să se protejeze, să stea acasă, să evite contactul cu alții și să respecte măsurile de igienă recomandate de medici. Atât pentru introducere, sunt alături de dumneavoastră, sunt alături de tot personalul din unitățile dumneavoastră și vă asigur, împreună vom face față acestei crize.